fost odată ca niciodată un bărbat, iar acel bărbat avea o pisică. Pisica intra în multe belele și era îngrozitor de lacomă. Pisica nu era folositoare deloc, doar cauza stricăciuni. Într-un final, bărbatul nu a mai putut suporta. A luat pisica și a dus-o în pădure, atât de departe încât aceasta să nu găsească calea de întoarcere spre casă. Bărbatul era în adâncul pădurii, atât de adânc încât până și el s-a speriat. A aruncat sacul pe jos și a fugit spre casă cât ai clipi. Întâmplarea face ca vulpea să treacă prin zonă. A văzut sacul și a fost foarte curioasă de ce se întâmplă înăuntru, în timp ce pisica dinăuntru era îngrozită. Vulpea a auzit pe cineva în apropierea sacului, așa că ea s-a gândit. O să iau sacul cu mine și o să-l deschid acasă. Pisica și vulpea s-au uitat una la alta, ambele atât de speriate, dar și curioase. De când trăiesc în pădure, nu am mai văzut un asemenea animal. Cine ești tu? Salut, eu sunt Coțafenovici. Am fost trimis pentru tine, tocmai din pădurile siberiene, pentru a fi guvernator. Guvernator? Guvernator... dar ce guvernator măreț ești tu, Coțafenovici? Ce prestanță, ce uniformă! Ce părere ai, Coțafenovici? Hai să ne căsătorim! Să ne căsătorim? Cum te numești? Eu sunt Lisa Vedel Petrovna. Ei bine, Lisa, în regulă, o să mă căsătoresc cu tine. Așa că au început să trăiască împreună. Erau fericiți și zi și noapte, cântând și jucându-se împreună. Oh, bietul meu, Coțafenovici, ești foarte înfometat. Ai alergat toată noaptea încercând să găsești ceva să ronțăi. Ei bine, eu o să merg să caut ceva de mâncare, cât timp tu stai aici și te relaxezi. Vom avea o viață îmbrășugată în curând. Vulpea străbătea pădurea pentru a culege ciuperci, când brusc a apărut un lup. Salut, vulpeo! De ce adunci ciuperci pe care n-o să le mănânci? Ei bine, eu nu le mănânc, dar soțul meu, Coțafenovici, le adoră. Ce, Coțafenovici? N-ai auzit? A fost trimis din pădurile siberiene pentru a ne fi guvernator. Obișnuiam să fiu o servitoare, iar acum sunt soție de guvernator. Guvernator? Crezi că aș putea să-l întâlnesc? Tu te adună cadouri. Pește, carne, foarte multă carne. Pune-le în poiană și ascunde-te în împrejurare. Poate Coțafenovici nu te va observa. E mic, dar e destul de irascibil. Iar dacă ceva nu merge conform spusele lui, poate să rupă pe oricine în bucăți. În bucăți? Wow! După vulpea a plecat la cules de ghinde. Da, așa! De ce culegi ghindele, vulpea? Nu sunt pentru mine, sunt pentru soțul meu, Coțafenovici. Cum adică soț? Cel care a fost trimis tocmai din pădurea siberiană ca să ne fie guvernator. Ia să-mi dai ghinda aia, nu ajung. Nici o șansă. Vreau să-ți văd guvernatorul, vulpea. Adună multă carne, pește și lasă-le undeva în poiană, în timp ce tu te ascunzi în apropiere. Poate Coțafenovici nu o să te observe. E rapid și nemilos. Nu se poate. Bună, dragă vulpe, ce vrei? Am nevoie de puțină zmeură pentru soțul meu, Coțafenovici, care ne-a fost trimis din pădurea siberiană pentru a ne fi guvernator. Arată-mi! E mic, dar e foarte năzdrăvan și poate să te taie în bucăți. În bucăți? Arată-mi puțin! Adună multă carne, pește și lasă-le undeva în poiană, în timp ce tu te ascunzi cât de bine poți.
Poate Coțafenovici nu o să te rănească. Ești plictisit, Coțafenovici? Ți-am adus ceva de mâncare. Nu-ți place? Vrei ceva gustos? În curând o să ai. Cele mai mari animale aduc multe cadouri. Oh, nu fi speriat. O să se râse puțin la tine și o să fugă mâncând pământul, pentru că nimeni n-a mai văzut un guvernator aici. N-are cum. Ne-a speriat de vulpe și soțul ei. Taci! Poți intra în belele, dar nu ne trage și pe noi. Vulpea ne-a zis să ne ascundem. N-are cum. N-are cum. Ei bine, oare mai vin? Cum arată guvernatorul? Nimeni. Poate ar trebui să le dăm un semn. Hei, hei, stop! Fugi la vulpe și spune că am pregătit cadouri. O să vin aici cu Coțafenovici. Am venit să spun că au pregătit cadouri și te-au chemat pe tine să vii. N-are cum! Ei bine, vin? Așa se pare. Cum arată guvernatorul? E greu de văzut. E cam mic. Vino, Coțafenovici, nu fi supărat pe ei. Ți-au adus cadouri delicioase. Acum poți să-ți umpli burtica și după poate n-o să mai fii așa supărat pe ei. Și dacă nu-ți place mâncarea, îi poți mânca pe ei în schimb. Oh, ursule, ce se întâmplă? Nu văd nimic. E un dezastru. Ar mânca din ce în ce mai mult. Și mi-e frică că o să vină după noi. Unde merge, nebune? Te plictisi de viață? Nu mai suport. O să trag o privire. Fugiți, fugiți, cât timp guvernatorul vă sfâșie în bucăți. Și spuneți și celorlalți să nu le enerveze pe Coțafenovici niciodată. Ce mamă de bătaie le-ai tras, Coțafenovici! O să o țin în minte pentru mult timp! Și de atunci pisica și vulpea duc o viață bogată și fericită. Vin, vin! Aduc și cadouri! Vin, aduc cadouri! Ah. Thank you.
Odată a trăit un morar bogat, care locuia cu soția sa într-un sat. Aveau o fermă foarte mare. Trăiau în prosperitate. Hambarul era plin de porumb, dar erau foarte lacomi. Nici măcar nu împărțeau zăpada iarna. O bătrână săracă locuia în apropiere. Hai, ridică-te! Singurul lucru pe care bătrâna l-avea era un pui de găină numit Petrușca. Odată, soția morarului a devenit geloasă. Voia și ea să aibă o astfel de găină colorată. Noaptea, nu se vede nimic. De ce ai pus aici? Soție, morarul s-a trezit de dimineață când brusc, în locul soției sale, a văzut... Ce o să zică lumea? Ce problemă? Exact în acel moment, vecina a venit să împrumute niște porumb. Morarul s-a simțit confuz. Nu avem niciun porumb! Nici noi nu avem ce să mâncăm! Apoi morarul a decis să consulte un om experimentat, un fierar. Hey!
Morarul i-a spus despre problema sa și l-a rugat pe fieral să-l ajute. Oh! Fierarul a spus că nu poate ajuta prea mult. Du-te la un meșteșugar, a spus. Poate el va găsi o soluție. Morarul i-a spus meșteșugarului despre problema sa și l-a rugat să-l ajute. Oh! Morarul nu a fost mulțumit de această soluție. Nu putea să-și îmbrățișeze și să sărute soția. Așa că meșteșugarul a recomandat să meargă până la capătul satului, la o femeie romă. Poate ea va ști de unde vine problema și ce trebuie făcut cu ea. Lucrurile par rele, a spus femeia romă. Soția ta a furat găina Petrușca de la bătrână. Numai un lucru va poate salva pe tine și pe soția ta. Dacă faceți o faptă bună pentru vecinul vostru, vă va spune cuvântul magic, mulțumesc. Bătrâna i-a întrebat pe fierar și pe dogar cum să le întoarcă amabilitatea. Nu vă faceți griji, au răspuns ei. Ei bine, mulțumesc mult, oameni buni! Dacă faci ceva pentru vecinul tău și ea îți spune cuvântul magic, morarul a mărturisit că soția lui a furat găina. El a cerut bătrânei să-l ierte și a promis să nu mai deranjeze. Ei bine, asta e bine, că mi-ai adus înapoi găina mea, Petrușca. Dumnezeu este judecătorul tău. Acum, iată un cocoș mic pentru tine și porumb, cât ai nevoie. Ești întotdeauna binevenită. Bătrâna era fericită. Acum voi avea găini. Mulțumesc, drag vecin. Mulțumesc.
De atunci, soția morarului nu a mai furat și morarul nu a mai tratat-o rău pe vecina lui. Așa, Burionca. O familie bună și harnică trăia în lumea mare. Avea o vacă, Burionca, și o fică, Cavroșca. Astfel ar fi trăit fericiți și nu ar fi cunoscut necazul, dar moartea a bătut la ușa lor. Moartea a venit și le-a dus părinții în lumea cealaltă. Așadar, Croșeca a devenit orfană. Doar vaca a rămas cu ea. Între timp, Bobilica a trecut pe acolo și a văzut o vacă, bună, tânără și fără stăpân. O iau, și o fată ar fi bună în casă. Aici e locul tău. Bobilica avea 3 fiice, una cu un singur ochi, 2 cu 2 ochi și 3 cu 3 ochi. Aceasta este Cavroșca, e orfană. Va trăi cu noi. Croșeca, Cavroșca! Părinții au privit-o pe fiica lor din lumea cealaltă. Cum o putem ajuta? Cavroșca, acum vaca este singurul tău ajutor. Cavroșca! Cavroșca! Mă băteau, Burionca, nu-mi dădeau pâine, nu-mi permiteau să-mi plâng. Nu plânge, Cavroșca,
ce intră pe ureche, iese pe cealaltă. Gavroșca, dragă fiică! Gavroșca! Gavroșca tocmai a devenit frumoasă! De ce împletiturile îi sunt lungi? De ce obrajii sunt roșii? De ce ochii strălucesc? Deci, Mobilica s-a gândit. Cum a devenit fata frumoasă peste noapte? Se pare că cineva o ajută. Așa că i-a dat fetei o sarcină nerealizabilă. Întinde lejeria, dă-i cu var, învârte în tuburi. Până dimineață! Și a trimis-o pe fata cu un singur ochi să aibă grijă de orfană. Mobilica cu fiicele ei îmi invidiază frumusețea. Vor să mă epuizeze. Mi-au dat o sarcină imposibilă. Gavroșca, cine te-a ajutat să devii frumoasă? Lasă-mă să-ți prind părul. Ochi dormiți, ochi adormiți. Plânge, Gavroșca, o să te ajut. Să intre pe ureche și să iasă pe cealaltă. Mobilica aștepta răspunsul în zadar. Fata cu ochi nu știa nimic. Mobilica a luat sarcina înapoi și a dat alte 5 coșuri de in. Și a trimis pe fata cu doi ochi să supravegheze orfana. Ochi adormiți, adormiți amândoi. Așadar, fata cu doi ochi nu știa nimic. Mobilica s-a înfuriat și a dat lui Gavroșca mai multe sarci decât pentru tot anul. Ochi adormiți, adormiți amândoi. Dar Gavroșca a uitat că sora cea mai mică avea 3 ochi. S-a strecurat prin urechea vacii și s-a trezit în altă lume. Așadar, mama și tatăl o așteptau. Nu fi tristă, dragă fiică. Sarcina ta e îndeplinită, dar ne vedem pentru ultima dată. Gavroșca, am văzut totul. Vaca te ajută! Vom sacrifica vaca ta! Nu plânge, Gavroșca, nu mânca carnea mea, strânge-mi oasele și îngroapă-le. Așadar, în dimineața următoare a crescut un măr. Între timp, țarul vâna în pădurea vecină. Oh, ce măr minunat! Fetelor, cine-mi dă un măr?
Tăiați-l! Tăiați-l! Dragul meu rege, ai dori un măr? Adunați fata, adunați rochile și plapumele, mergem la palat. Dragul meu rege, eu nu am nimic. Dorm pe o streanță și mă acopăr cu împletituri. Am eu multe bogății. Ticălosule, unde te bagi? Ai ademenit un șarpe în sânul tău. Ce fel de rege ești tu? Nu te-am mai văzut niciodată. Cavroșca și regele au trăit iar din cealaltă lume, părinții și vaca Bulionca s-au bucurat pentru Cavroșca. Au fost odată ca niciodată doi frați. Unul dintre ei, Ignat, era bogat, iar celălalt, Cuzma, era sărac. Tot ce avea el era un cal. Cuzma era totuși încrezător. Avea o fetiță tare deșteaptă. Bună dimineața! Drăguța mea, Palea! Bună dimineața! Salutare! Da, nu mai este nimic aici. Nici aici. Dar aici, unde e? Prânzul va fi foarte sărăcăcios, fără niciun pic de pâine. Tată, nu mai avem făină deloc. Nici sare. Ar trebui să mergem la oraș. Ai putea să împrumut căluța de la fratele tău. Tineri! Prinde-l! Apucă-l de picioare! Vai, porcule! L-ai prins de partea greșită. Încearcă invers. Nu m-a învățat tu pe mine! În sfârșit l-am prins! Unde mergi? Până în piață, în oraș, după făină și sare. Aș vrea să-mi împrumut căruța ta. Făină? Și sare? Știi ceva? Haide să mergem împreună în oraș! La ce te referi? Împreună? Da, împreună! Căruța mea și calul tău! Bine, haide să mergem! Oh, vai de mine! Hei, ține și asta! Să mergem! Hei! Nu așa repede! Dar o afurisită de piatră i-a împotmolit. O roată a căzut de la căruță, așa că cei doi frați nu au reușit să ajungă în oraș. Au fost nevoiți să înnoteze în cur. Wow! Mulțumesc! Ce de noroc! Wow! Nat, privește! Mulțumesc, Doamne! Ce? A? Căruța mea a născut un mânz!
Vorbesc serios, Ignat? Frumos, mânz, nu-i așa? Dar cum se poate așa ceva? Ușor! Acu este căruța! Mânzul e puiul căruței mele. Mânzul e mereu puiul unei iepe. Îți zic eu, căruța l-a născut. Ha? Cum e posibil? E mânzul meu. Ba nu, e al meu. Al meu. Al meu. Al meu. Atunci, hai să mergem la tribunal. Bine, să mergem. Nu vine să cred. Am auzit. Nu vine să cred. Liniște! Ascultați-ne procesul! Conform binecuvântatei legea țării, adoptată cu înțelepciune de majestatea sa părinte țar, binefăcătorul înaltului tribunal confirmă faptul că un animal e mereu născut de un animal. Ceea ce înseamnă că mânzul a fost născut așadar de mama sa iapă. Așadar, este unicul și adevăratul fiu al căruței. Așa că proprietatea mânzului e a lui Ignat. Cum se poate așa ceva? Oameni buni, ce fel de tribunal este acesta? Unde este adevărul? Oh, la naiba cu justiția, căruța și tot tatul. La naiba și cu părintele țar. Ce? Știi ce se poate întâmpla pentru așa cuvinte urâte? Îți va fi tăiat capul. Ei bine, băieți, deci noi am decis cui aparține mânzul. Liniște! Aici este ordinul meu. Mânzul îi va aparține celui care rezolvă ghicitoarea. Trebuie să fie trei ghicitori. Celui care rezolvă trei ghicitori. Asta este prima ghicitoare. Ei bine... Ce? Eu? Deci... Da! Care este cel mai gras lucru de pe pământ? Care este... cel mai rapid lucru de pe pământ? Și care este... cel mai moale lucru de pe pământ. Va trebui să dați un răspuns până mâine. Care este cel mai gras? Și cel mai rapid? Ce? Ce ar fi cel mai rapid? Dar cel mai gras? E... paleia. Chiar nu știu. Culcă-te, mâine va fi o nouă zi. Cine se trezește de dimineață, departe ajunge. Scoală-te, părintele țar ne așteaptă. Am răspunsurile la ghicitorile lui. Deci, le-ai rezolvat? Da, înaltă majestate. Atunci spune, ce este cel mai gras lucru din lume? Înaltă majestate, este înaltul dumneavoastră porc regal. Oi. Și ce este cel mai rapid lucru din lume? Cel mai rapid lucru din lume este armăsarul vostru brun, majestate. Ei bine, și care era cea de-a treia ghicitoare? Care este cel mai moale lucru din lume? Acela este patul dumneavoastră din pene. Ei bine, și tu ce ai de zis? Cel mai moale lucru, majestatea ta, este o mână.
Nu contează cât de moale ți este perna, îți pui mâna sub cap. Cel mai rapid lucru din lume este gândul, împărate țară. Da, este un gând! Poate să străbată toată lumea într-o secundă. Iar cel mai gras lucru este solul. Ce? Atunci mănâncă-l! Într-adevăr, solul este cel mai gras, deoarece solul ne oferă mâncare și băutură tuturor și dă naștere lucrurilor. Și tot ceea ce vedem pe masă este un dar de la sol. Te-ai gândit singur la răspunsuri? Nu, fata mea a făcut-o. Ce fică? Una cam așa, este micuță. Ah, foarte micuță. Dacă ea crede că e steață, lasă-o să vină aici. Asigură-te că nu vine călare, dar nici pe jos. Și nici îmbrăcată sau dezbrăcată. Și lasă-mă să mă gândesc. Fără niciun cadou, dar totuși cu un cadou. Avem nevoie de o vrăbiuță. Ce faci? Ce este aceasta? Ce este aceasta? Este fica mea. A fost spus să vină nici călare, nici pe jos, nici îmbrăcată, dar nici dezbrăcată, fără niciun cadou, dar totuși cu un cadou. Asta e pentru tine. Oh, cu un cadou. Oh, un cadou. Oh, cadou, cadou. Oh, ce creatură micuță. Dar cu toate acestea l-ai uimit pe împăratul țar. Impresionant, atât de mică, dar atât de isteață. Sunt isteață, părinte țar, dar oare tu ai fost născut tot de o căruță? Nu știi tu cine i-a dat naștere mânzului? Ce rușinos pentru tine! Uită-te la ei! Exact, exact! Mânzul este puiul iepei! Exact, exact! Mânzul este puiul iepei! Oh, nu, părinte țar! Te rog, ai milă de mine! Ia de aici, o căruță care dă naștere! Și într-un final, totul a luat sfârșit cu bine. Mânzul a revenit la Cusma. Judecătorii au revenit la o strictețe aparte. Răul ar trebui să stea în tăcere. Deci, totul a decurs bine. Justiția va avea mereu ultimul cuvânt.